axe majore. Proiectele aflate în derulare și proiectele viitoare. La proiectele în derulare, bineînțeles, ceea ce vrem să facem este să meargă cât mai bine implementarea lor și situația probabil că e cunoscută. Avem o serie de proiecte de construcție de autostradă care nu merg foarte bine. Sunt blocate, nu au diferite autorizații sau acorduri de mediu, sunt probleme contractuale, sunt chestiuni de legislație. Deci asta e referitor la proiectele aflate în derulare. Pentru proiectele noi, evident, se pune întrebarea cum le putem face cât mai repede, dar și mai bine. Adică să nu mai avem încă o dată aceleași probleme de care ne-am lovit la proiectele din ultimii... Da, proiectele care sunt în derulare în prezent. Pe partea de proiecte în derulare, am și luat câteva măsuri. Recent a fost adoptată ordonanța de urgență, ordonanța numărul 7/2016, care are și un titlu foarte frumos așa, ordonanța pentru accelerarea investițiilor în infrastructura de transport transeuropeană. Plecând de la principiu că coridoarele de transport transeuropene, TNT, sunt practic axele principale și în România și acolo se concentrează și guvernul cu investițiile și acolo am identificat o serie de probleme. Ca să trec câteva în revistă, așa să ne dăm seama cam unde apar aceste probleme și blocaje. Este un circuit birocratic foarte, foarte complex pentru autorizarea unui astfel de proiect. Din motive mai mult sau mai puțin justificate, la un moment dat s-au sărit anumiți pași, adică într-un fel a fost o situație un pic disperată cu fondurile europene de pe primul exercițiu financiar și atunci a fost o presiune mare pentru a se începe proiectele în orice condiții, fără cu studii și pregătiri făcute în câteva luni, cu haideți, începeți lucrările, nu mai așteptați autorizația de construire, că în două luni vă dăm și nu e gata nici după 16 luni, după care se creează problema, dar sunt lucrări care au fost executate fără autorizație de construire. Avem o situație ilegală. Și, de exemplu, în acest domeniu ne-am găsit cu o situație în care avem câteva autostrăzi care sunt construite pe jumătate, dar nu au autorizație de construire. Și situația e un pic mai complicată decât la o casă, pentru că e vorba de investiții de sute de milioane de lei care s-au realizat deja. Ele sunt certificate și conforme cu proiecte tehnice, cu studii de fezabilitate, cu acorduri de mediu, dar nu au avut autorizație de construire. O să mă întrebați poate de ce. Vă dau un simplu exemplu. În momentul în care statul expropriază terenurile pentru un astfel de proiect, terenurile aflate în extravilanul localităților sunt în regimul de încadrare agricol, categorie de folosire. Pe această categorie de folosire a terenului nu se poate construi și atunci se urmează o procedură care durează 6-8 luni, unde se inventariază fiecare parcelă de teren, se ia o linguriță de pământ și se analizează pentru calitatea cernoziomului, după care se ajunge tot timpul în același punct, că nu există un răspuns da sau nu, respectiv se scoate terenul din circuitul agricol. E un exemplu de întârziere, mai sunt și altele. Bun, deci noi ne-am găsit, de exemplu, în acest caz, în fața faptului împlinit, că avem proiecte finanțate și importante pe culoarele europene, unde s-au executat astfel de lucrări. Nu exista cadru legislativ pentru a se face ceva cu aceste proiecte. Demolarea fiind într-un fel exclusă pentru niște lucrări de sute de milioane de lei. Ordonanța a introdus un mecanism prin care se realizează o expertiză, se confirmă că lucrările sunt conforme și, în fine, sperăm că în curând să fie deblocate lucrările, vorba de autostrada Sebeș-Turda și de Lugoș-Deva. Iarăși sunt și au fost probleme foarte mari, probabil că ați văzut faimoși și stâlpi care sunt în mijlocul drumurilor, aproape terminate. Rămâne un stâlp și presa se bucură foarte tare că e subiect de o știre. Acolo problema este una de relocarea utilităților. Respectiv, un proiect nou de construcție de drum duce la relocarea unui număr mare de linii de înaltă tensiune, de rețele de gaz și așa mai departe. Și aceste autorizații se obțin foarte greu din partea deținătorilor de utilități, Transelectrica, Electrica și așa mai departe.
În această privință am introdus un termen maxim în ordonanță în care trebuie emis un aviz pentru amplasamentul și relocarea rețelelor respective de 10 zile, înainte se aștepta și luni de zile pentru așa ceva. Revenind la situația menționată a circuitului agricol, acum când se emite hotărârea de guvern, prin efectul hotărârii se și trece terenul în categoria de folosință drum, adică nu mai trebuie să facem inutil să plimbăm efectiv metri cub de hârtie între direcțiile agricole și ministere și așa mai departe. Acestea sunt câteva măsuri pe care le-am luat pentru a îmbunătăți derularea proiectelor în curs. Și mai sunt și altele referitor la managementul de contract. Sunt chestiuni mai tehnice în care nu vreau să intru neapărat. Referitor la proiectele din viitor și respectiv la ce putem face ca să nu mai avem aceste situații de multe ori penibile, într-adevăr. Ceea ce ne trebuie este o mai bună planificare, o mai bună pregătire a proiectelor, care e un lucru foarte simplu de spus, e așa cam ca reforma administrației. E un pic mai greu de realizat și nici nu suntem singura țară care are problema asta. Mă uitam recent la un discurs al ministrului italian al infrastructurii, care undeva spunea, principala problemă a Italiei este că nu avem proiecte mature și bine pregătite. Deci am tras concluzia cumva că nu suntem singuri în situația asta, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să o rezolvăm. Și aici accentul cade foarte mult pe calitatea acestor faimoaselor și detestatelor studii de fezabilitate și a proiectelor tehnice pe care se realizează aceste lucrări. Și aici am noua legislație de achiziții publice, nu va mai permite să se aplice strict criteriul prețului cel mai mic. În domeniul serviciilor intelectuale este în special o problemă cu acest criteriu. Se ajunge la adjudecarea licitațiilor pentru realizarea studiilor și proiectării cu valori de 15-20% din valorile estimate. Evident, ce e ieftin, în general, duce și la rezultate îndoielnice. Probabil că toată lumea auzi de faimoasele cazuri cu studii de fezabilitate care au dus autostrăzile prin cimitire, prin peșteri, prin situații care nu corespundeau deloc în teren. Deci, până la urmă, e o chestiune de investiție de resurse, adică trebuie investit și în termen de bani, dar și timp, pentru că proiectele au un ciclu natural de pregătire, în care nu poate fi accelerat, oricât de mult ne-am dorit asta, ca la orice muncă intelectuală. Poate fi accelerat într-o anumită măsură, dar nu poți pregăti un proiect de autostradă în 3 luni sau în 4 luni. Chestiuni, sunt proiecte unice cu complexitate deosebită și trebuie alocat suficient timp. Referitor la partea de planificare, principala și de pregătire a proiectelor mari, principala discuție care se pune în momentul de față este dacă cadrul actual de derulare, adică respectiv prin Ministerul Transporturilor, prin CNADNR, mai corespunde sau este cel mai bun. Cred că este notorietate că a superformat toți acești ani, de când, mai ales de când avem o finanțare destul de bună cu fondurile europene pe care nu le-am putut folosi. Și atunci apare ideea creării unei companii noi care se ocupe strict de investiții. CNADNR este un mamut cu 6500 de oameni care se ocupă și de roviniete și de cântărire pe osie și de sarea și nisipul dat pe drumul iarna, de reparații și așa mai departe, cu efecte destul de importante ale diluării atenției asupra proiectelor de investiții. Apoi, părerea mea și cred că asta este foarte important, să încercăm să facem un import de know-how, să luăm modele care funcționează în altă parte în Europa și să luăm consultanță și să fim sfătuiți în privința pregătirii proiectelor. În momentul de față nu este numai o problemă, aș spune, în sectorul public de lipsă de capacitate, dar într-o oarecare măsură în acest domeniu, eu cred că și sectorul privat
Cred că a existat o fugă a creierilor, un brain drain destul de important. Sunt foarte mulți și ingineri și proiectanți și manageri de proiect care lucrează în țări mai însorite, în Dubai, în zona Golfului, în Anglia sau în Scoția și așa mai departe. Spun asta după experiență, eu am avut și o experiență în ultimele luni de a fi embedded, nu-mi vine cuvântul românește, cum sunt jurnaliștii care merg împreună la războr, încorporat un pic așa în ce se întâmplă la Ministerul Transporturilor și la CNADNR și menționez că n-am fost impresionat foarte pozitiv nici de partenerul privat și de capacitatea lui și atunci cred că piața nu poate crește decât încet, adică miracole nu se pot întâmpla peste noapte, dar cu un mod mai bun de derularea proiectelor putem ajunge la o însănătoșire și, în fine, o maturizare în care să fie un fel de parteneriat între companiile de construcție, proiectanți, autorități care să se autoreglementeze și să nu mai permită genul acesta de excese, fie că e vorba de proiecte prost pregătite din partea autorităților, fie că e vorba de constructori care mai mult cheltuiesc pe avocați decât pe ingineri și sunt faimoasele revendicări și claim-uri care cresc prețul și așa mai departe. Fie că e vorba de proiectanți care nu dau dovadă de responsabilitate și proiectează soluții care ne duc la pierderi, la autostrăzi închise și așa mai departe. Și în acest sens al importului de know-how, am deschis recent discuții cu companiile similare din Austria, din Portugalia. Sunt companii care sunt exemple de bune practici în țările respective și care au echipe foarte importante de ingineri, de proiectanți care le-au pregătit proiectele și sperăm să creăm un parteneriat strategic care să ne ajute să pregătim mult mai bine aceste proiecte și să nu ne mai lovim cu capul de același prag de care ne-am lovit de